E primul live aici pe YouTube și am zis să fac și unul, cum ne simțim că până la urmă despre asta este vorba. Și în live-ul ăsta vreau să vă povestesc despre Câțu cum își mardoiește miniștrii în ședința de guvern. Ieri a avut loc o ședință de guvern la care au participat ministrul economiei, proasta satului Raluca Turcan și încă câțiva. Și la discuția despre facturile umflate la energie, Câțu Mâțu era să le dea la ăștia niște smardoaie peste ochi. Deci dai seama, bate Câțu pe ăștia. Am trăit să o văd și pe asta, să-i bate Câțu pe ăștia la ședința de guvern. Mai avea un pic și le dădea câte ceva în creier. Le-a zis că nu mai vrea să audă în presă și nu mai vrea să citească în presă despre facturile umflate la energie. Vă dați seama, s-a trezit și el acum. Păi mă, Câțule, noi ce să înțelegem din asta? Că tu nu mai vrei să vezi articole în presă legate de asta? Adică cumva oamenii să acționeze ăștia pe care vrei tu să-i smarlăiști acolo. Ca să nu mai apară articolele alea în presă, adică să mai direcționezi niște fonduri acolo spre presa aia care scrie? Sau vrei să se rezolve problema cu facturile? Că eu sunt mai prost așa și n-am înțeles. Da? Păi și era atât de supărat că zicea că le dă două smardoaie peste ochi la aia acolo. Că mai ales Raluca Turcan aia. Cred că dacă îi dă un smardoi peste ochi lui Raluca Turcan, cred că învață să vorbește și bine românește. Să vorbească bine românește. De așa vorbește proasta satului. Vorbește bine românește Raluca Turcan. Nu știu dacă ați văzut-o, dar a avut vreo două sau trei zile în care a stat pe bară fata, n-a mai ieșit la televizor. Pentru că după ce a dat vreo două d-alea de a fractura limba română, a trebuit să facă liniște fata. Și Câțu săracu, acum, sărățuiește la ăștia că ce să fac? Acum s-a trezit și el și a dat seama că e oligopol pe zona asta de energie și el vrea să-i bată pe ea, pe miniștrii ăia, care miniștrii ăia puși de el acolo, sunt mână-mână cu companiile astea de energie, că altfel nu se poate face treaba. Da? Au crescut importurile de gaze în România, n-au mai produs acum pe vară, că de ce să producă pe vară? Că e prețul mic și n-are rost să produci. OMV-ul a redus producțiile, că na, trebuie să mărească prețul. Mă, Câțule, eu am avut un client de ăsta care la un moment dat când eram acolo și făceam consultanță mi-a zis: domnul Robert, dacă am cât credeți dumneavoastră că mi-am mie la firma așa să fac, să o aduc pe linia cea bună? Și am zis: domnule, vreo 6-9 luni de zile, că e firma mare, nu știu ce. Și a zis: domnule, așa mult? Păi când am cumpărat firma asta, mie mi-a luat 3 săptămâni. Și zic: domnule, explicați-mi și mie cum v-a luat 3 săptămâni, că eu nu mă... Și a zis: domnule, am băgat pe toți directori aici și le-am tras o mamă de bătaie. Păi, Câțule, dacă nu faci și tu asta, frate, deci dacă nu faci asta, dacă nu-i bași pe toți în ședință pe miniștri și le dai niște smardoaie peste ochi să vină cu ochii umflați așa a doua zi la ședință de guvern, zic: băi, dar să-i vedem și noi la televizor. Să-i vedem și noi la televizor și să vadă că au fost bătuți de Câțu. Da? Bă, dar pe Raluca Turcan aia cred că nu o bați și pe Alina Gorghiu aia cred că pe alea două nu le bați. Deci pe alea două, cred că dacă să pun alea două pe tine, îți dau alea niște smardoaie de nu te vezi. Deci te rup în două alea două. Nu cu gura, te rup cu pumnii, deci cred că te rup alea. Deci ai grijă cu alea două când sunt în ședința de guvern. Dacă vrei să le caftești pe alea două, pe Raluca Turcan și pe Alina Gorghiu, ai grijă cu ele că cred că te bat alea de te rup. Deci te bat alea de vii, te bag în comă la spital. Deci nu mai fă de-astea în ședințele de guvern cu oamenii. Nu mai fă, lasă-i în pace. Dă-i dracu, au mărit facturile la gaz și la curent. Dă-i dracu, că plătesc proști, care-i problemă? Nu le umfla ochii, lasă-i săraci, că sunt și așa surmenați de presa asta care scrie că le umfle, că sunt facturile umflate. Pune drept facturile umflate. Unde ați văzut voi facturi umflate la gaz? Ați văzut voi în România facturi umflate la gaz? M-au ales niște făcături, mă, astea proști ăștia de scriu pe aici pe internet. N-au ce face unii pe la muncă, ca așa văd și la mine aici pe YouTube. Să uită oamenii la muncă. Nu să uită și ei după ora 17. Să uită între 8 și 17 oamenii pe YouTube. Așa fac și ei acolo. La muncă, neavând ce face, a primit o factură la gaze cu 2 lei pe lună, face 200 din aia 2, mai pune el 2 zerouri acolo. Păi dacă n-are ce face la muncă, frate? N-are ce face omul la muncă, ce să facă? Să muncească? Păi e prost să muncească sau cum? Păi face la factura la gaze, mai pune 2 zerouri în plus, mai pune 3-4 zerouri în plus la factura la lumină. Măi, mă, Câțule, astea sunt făcături, mă. Sunt făcături oamenii ăștia care sunt la muncă și n-au ce face, că îi plătesc patronia de pomană. Păi bune, le dau banii de pomană. Ce-i să plâncă ăștia de la stat să muncesc de pomană?
Nu, frate, ești dat la privat, voi ești dat la privat, voi ce acolo, vă dau 4.000 bani de pomană. Nu faceți altceva decât să mă umflați la muncă facturile alea de la gaz. Stați pe alea de editat foto, pe Pixlr și pe chestii, pe Photoshop și pe alea, vlog să vă editați și voi să păreți mai femeile mai fardate, mai frumoase și bărbații mai slim, așa că ne-am îngreșat toți. Voi stați și umflați facturile alea la gaz. Băgați acolo la facturi la gaz 0 în plus. Păi ce v-a apucat? Să băgați facturi la gaz. Să facă câțul infa și să-i mardoiască pe aia până ședințe. Nu mai faceți, mă, fratele, dar ce aveți? De ce să faceți așa ceva? Să nu poată câțul să doarme noapte? Săracul de el. Și Raluca Turcan să tot iasă să vorbească? Păi nu trebuie să mai vorbească femeia aia, că dacă mai vorbește, ne bagă pe toți în dicționarul limbii române. Și în lecții de gramatică, că noi nu știm. Noi suntem aia care suntem proști și nu știm să vorbește bine românești. Ea vorbește bine, noi suntem aia proști care nu știm să vorbim bine românești. Ea vorbește bine, noi nu vorbim. Sau noi n-auzim bine, că ea săraca spune bine ce spune. Deci, mă, Cățule, mai ușor cu smardoiala în ședințele de guvern, mai ușor că s-ar putea să rămâi fără miniștri, s-ar putea să nu mai vină ăștia săraci. Și ai grijă cu Turcan și cu Alina Gorghiu, că alea te smardoiesc ele puțin. Grijă mare la alea două. Cam atât, e primul live. Sper să vă placă. Poate mai facem dacă vă place și dacă e tot ok. Mulțumesc. Vă aștept să dați click pe aici, pe subscribe, pe clopoțel, pe chestiile alea de pe la YouTube, să mai vedeți filmele pe care le pun pe aici. Că poate sunt frumoase. Mulțumesc, la revedere!